Din nou în direct cu informații externe, acum Statele Unite ale Americii investighează o scurgere de informații venită chiar din Pentagon, care vizează planurile Israelului de a ataca Iranul. Autenticitatea documentelor a fost confirmată pentru CNN de o persoană care ar fi familiară cu subiectul. Documentele au apărut pentru prima oară în urmă cu 5 zile pe Middle East Spectator, un canal de Telegram. Conținutul a fost inclus încă de atunci în categoria informațiilor secrete care ar viza planurile Israelului de a ataca Iranul, parcurs luat în considerare odată cu lansarea seriei de atacuri din partea Teheranului din ultima perioadă. În documente sunt descrise cu lux de amănunt pregătirile pe care le-ar face Israelul. Printre acestea s-ar afla intenția de a deplasa muniție, cât și mai multe exerciții ale forțelor aeriene care implică inclusiv rachete aer-sol. Unul dintre paragrafe ar afirma speculațiile negate vehement de Israel, potrivit cărora țara ar deține arme nucleare. Dacă este adevărat că planurile tactice israeliene pentru a răspunde atacului Iranului din 1 octombrie au fost scurse, este o breșă gravă, a declarat Mick Mulroy, fostul secretar adjunct al apărării pentru Orientul Mijlociu și fost ofițer CIA. Prima publicație care a relatat despre acest subiect a fost Axios. La scurt timp după publicarea documentelor în spațiul public, serviciile secrete americane s-au autosesizat și au început o anchetă de proporții. Potrivit postului de televiziune CNN, anchetatorii n-au reușit până la acest moment să clarifice modul prin care au fost divulgate informațiile, precum și acuratețea acestora. Pe lângă pregătirile pe care le-ar avea în vedere Israelul, jurnaliștii americani consideră ca fiind îngrijorătoare alte aspecte ale documentelor, cum ar fi faptul că ar fi trebuit să ajungă exclusiv la oficialii Statelor Unite ale Americii, cât și la aliații săi din rețeaua Five Eyes, adică Noua Zeelandă, Regatul Unit, Canada și Australia. Orice astfel de scurgere de informații ar putea declanșa în orice moment o altă anchetă din partea FBI-ului, pe lângă Pentagon și agențiile de informații americane.